542. Uite. Aici bilanțul pe luna trecută de la da. Circuit. Uite, ăsta e din 11 iunie. Uh-huh. Pentru combustibil. Auzi, ai dat toate astea contabile, nu? I-am dat contabile toate facturile, suntem cu toate taxele plătite la zi. Ok. Și ce mă gândeam? Ar trebui să facem ceva și pentru comunitate. Vrei aia 2% să-i donăm Fundației Creștine? Sau jurnaliștilor care investighează Fundația Creștină? Cum crezi? Noi oricum suntem niște cetățeni onorabili. Da. Am găsit microfoanele. Eu am plecat. Ce aveți? Microfoanele. De ce nu scăpați ieri? Mai distrăm și noi. Tu unde te duci? În oraș. Te vezi cu Lia? Nu, Lia e cu Irene. Aha, și cu cine? Nu-l cunoști. Distracție plăcută cu microfoanele. Când vin? Nu știu, mai pe seară. Vezi cu cine se întâlnește. Nu pot, că am treabă. Te rog foarte mult, nu vreau să rog două ori. Și tu ce faci? Eu stau de vorbă cu Mira. Cauți aici. Hai că vorbiți repede dacă noi ne grăbim. Mă duc eu analizele și plecăm după. Hai. Iartă-mă dacă dau buzna așa neanunțat. Dar mă rog, vorbisem cu Dana și știam că te întorci astăzi. Ai vorbit cu Dana despre mine? Da. Trebuie să recunosc că îmi făceam un pic griji după ultima noastră discuție. Da, sunt ok. Știu că-ți vine greu să crezi că Petru lucrează cu Gianni. Dar chiar trebuie să plecăm. Putem să vorbim despre asta altă dată? Fede, nu te ții mult. Deci am venit să te rog ceva. Vreau să mă ajut cu ceva, dacă poți. Dacă e vorba despre Petru, nu pot. Gianni mă suspectează. Și eu totuși trebuie să aflu niște informații. Și aici ai putea să mă ajuți tu. Adică să afli de la Petru și nu, să iartă-mă, spui... chiar nu pot. Nu vreau să mă bag în asta. Dana! Ok, hai. Hai că ne grăbim. Haide! Pot să vă duc eu dacă vreți? Super, haide! Nu, că a venit deja mașina. Hai că ok, mulțumim pentru vizită. Haide că ne grăbim. Ce vreți să facem? Vreți să ne plimbăm cu barca pe lac? Nu pot. Trebuie să-mi caut un alt job. Dar ție nu-ți place deloc să stai degeaba. Ți-am mai zis. Mie chiar îmi place meseria mea, Andy. Vrei să știi cât de mișto e să stai degeaba? Nu mai spune. Recomand, crede-mă. Mm-hmm. Oricum e mult mai mișto decât să aperi mafioți. Hai, Doamne, nu pot să cred. Nu m-am glumit, nu m-ai luat atât de personal. Nu, numai asta, Gianni. Uite. Ce cauți aici? Asta e o proprietate privată. Vă rog stai să plecați. Stai calm, băiete. Vreau să vorbesc cu avocata mea, dacă se poate. Poate vrei să chem poliția. Mai bine nu chemăm. Ce se întâmplă aici? Sărut mâna, doamnă. Sărut mâna. Nu v-ați schimbat deloc. Aș dori să stau 2 minute de vorbă cu avocata mea. N-aveți ce să căutați aici. Plus că Mira nu mai e avocata ta. Tocmai de aceea consider că mi se datorează o explicație, nu Mira? Eu cred că nu ți se datorează nicio explicație. Nu Mira? E ok. Putem să vorbim. Singur, dacă se poate. Andy, te rog.
spus că nu e o idee bună să aduci fata aia aici, în casă. Ți-am spus sau nu, Andy? Uite că l-a adus pe ăsta acum. Avem o femeie însărcinată și un copil mic. Bine, calmează-te, că nu o să facă nimic aici. Nu e prost, da? Știe că suntem aici, că ne uităm la el. Știi că e stare de orice. Nu, eu îl sun pe Petru, să știi. E sigură că vrei să faci asta? Nu știu, la ceva trebuie să fac. Tia, putem să vorbim? Unde-i Robi? E sus. Da? Du-te și stai cu el, te rog. Păi și discuția noastră? Da, imediat, puiule, mai târziu. E Gianni aici, te rog, du-te și stai cu ochii pe el, da? Bine. Mersi. Scuze. Buda, vă și voi pe aici? Pentru tine, afară. Am văzut un boschet mai prietenos ca tine. Ce ai zis? Hai afară, hai. Hai. Hai, mișcă, mișcă. Ia-mă mâna după mine. Deci, m-ai părăsit? Știai că nu o să lucrez pentru tine la nesfârșit. Dacă de încă ne-am împrietenit. Gianni, m-ai ținut legată de scaun până când am acceptat să fiu avocata ta. Asta e singurul motiv pentru care ai acceptat. Da, logic. Problema e că nu pot să-ți dau drumul așa ușor. Știi prea multe. Și îți promit că n-o să spun nimic. Misiunea asta nu face două parale. Știu ce mi-ai face dacă aș vorbi. Știi? Da, știu. Zi-mi care-i faza cu Daniel. Care-i faza? Nu înțeleg întrebarea. Nu înțelegi? Nu. E de la poliție? Nu. Am găsit microfoane în casă. Și dacă nu ți-aș spune, ce o să faci? O să mă omori? Aici? Aici. Ești utilă. Și mi-ești simpatică. Băiatul ăsta, însă, Andy, mi-e antipatic. Și pare și inutil. Gata? Da. A plecat? Da. Si. Ce voia? Te-ai amenințat? Nu. Nu. Și atunci? Ce a spus? Vorbește. Am văzut că vorbeați. N-a avut nimic de zis. Și ce îi spuneai, nu? Despre Daniel? Ce e cu Daniel? Că e Interpol, pe bune? A, nu. Nu bănuiește nimic despre el, Andy. Mira. Da. Vorbește cu mine, te rog. Spune-mi lucrurile astea. Încerc să te protejez. Andy, tu pe mine? Nu, nu, n-am înțeles ce a fost cu reacția asta. Ne vedem sus. De ce râzi? Ar trebui să te arestez. Ia vezi. Poți? Nici măcar n-ai cătușe. Nici n-am nevoie. De ce te bagi în lucrurile mele? Poate pentru că sunt lucrurile mele? Mm-hmm. Eu nu știu ce vreți voi să faceți cu Gianni Rocca, dar pentru mine e personal. Înțelegi? El a omorât pe taică-mea și vreau să mă asigur că ajunge iar la pușcărie. O să ajung. A, da? Când? Voi știți cu ce fel de om aveți de-a face? O să se prindă că sunteți pe urmele lui și o să vă scape printre degete. Cam așa facem de obicei. Adică tu vrei să-mi spui că ești mai bună decât mine, nu? Fix asta, da. Și știi de ce? Pentru că eu am lucrat aici. M-am format aici și pentru că știu cum merge treaba. Tu ai fost plecat, ai venit aici și ai impresia că tot o să meargă ca la carte. Ei bine, nu. La noi lucrurile merg
ca la noi. Eu o să spun tot și tu mă ajut să-l prind. Ce zici? Îmi pare rău, am niște superiori și le raportez lor. Nu ziceai că treburile merg un pic altfel aici? Eu sunt cea mai bună șansă a ta să-l prinzi. Și ce înseamnă să-ți spun tot? Păi exact ce înseamnă să-mi spui tot. Adică? Adică tot ce vezi, tot ce auzi, tot ce afli. Unde-s două minți, treburile merg mai bine, știi? Deci asta înseamnă că și tu o să-mi spui mie tot, nu? Sunt unele lucruri pe care Interpolul nu poate să le spună. Am înțeles. Păi, mi se pare că mă iei de proastă. Nu mi-aș permite. Îl vrei pe Gianni, da? Eu o să-l prind și o să ți-l dau ție. Important este să nu mai pui atâtea întrebări. Poți?